Puterea sângelui lui Isus. Puterea cea mai mare din univers stă în acest cuvânt, sângele lui Isus. Sângele lui Isus care ne curățește de orice fel de păcat. Prin el avem iertarea, prin el avem mântuirea, prin el avem vindecare, prin el primim eliberare. Prin el a fost înfrâns satan și toată puterea întunericului. Într-un cuvânt, prin el putem intra în libertatea, lumina și adevărului. Dacă acest lucru este real, de ce așa de mulți creștini nu profită de acest lucru? De ce majoritatea nu își exercită drepturile de credincioși? Lucruri mai mari decât a făcut Isus vom putea face și noi. Este ceea ce Biblia ne spune. Avem atâtea promisiuni. Suntem moștenitorii unui testament valoros. Și totuși, nu ne folosim drepturile pe care le avem. De ce așa de mulți creștini sunt robe ai păcatului, lăcomiei și propriilor lor pofte? De ce majoritatea trăiesc descurajați, lipsiți de orice speranță, atunci când au dreptul speranței eterne, care nu va muri niciodată? De ce mulți trăiesc în depresie, dependență și boală, când au dreptul la vindecare și eliberare? De ce mai mulți dintre noi nu avem curajul de a ne mărturisi credința și experimenta miracolele? Mi se pare că prin aceste atitudini și prin nepăsarea noastră facem ca sângele curs pe Golgota să fie irosit în zadar. Prețul plătit pentru acest dar a fost mult prea scump pentru ca noi să trecem din viață fără a-l deschide vreodată. Cadoul e în mâna mea, a ta, a noastră, a tuturor creștinilor. Întrebarea este, când ai de gând să-l deschizi? Eu am decis că îl voi deschide acum. Nu vreau să-i sângele curs, ci vreau să folosesc la maxim puterea care mi-a fost încredințată. Ce vei face tu, decizia e a ta și de ea depinde întreaga ta viață de credincios. Să-i mulțumim pentru sângele care a curs, pentru ca noi să avem iertare, să fim curățiți ca să intrăm în raiul lui. Dumnezeu să fie slăvit în veci. Amin.